În aprilie 2008, activiști din România și din afara țării au organizat zilele anti-NATO, o critică a summitului NATO care a avut loc în București. Acest film este o reconstituire a evenimentelor și a represiunii brutale a acestora. Reconstituirea a fost filmată în timpul unui atelier de 4 zile, timp în care 10 protagoniști au fost simultan actori, public și regizori. Filmarea a constat într-un proces de scriere colectivă a istoriei, participanții discutând despre amintirile lor din acele zile și scriind scenariul împreună. De fapt, nu a existat o singură reconstituire. Același moment al istoriei este repovestit din perspective diferite, cea obiectivă sau mai neutră, cea subiectivă și cea colectivă. Acest film nu reprezintă vocile tuturor celor care au organizat sau au participat la evenimentele din aprilie 2008. Unii dintre noi nu dorim să ne arătăm fețele. Deja sunt strânse prea multe informații și nu dorim să contribuim și noi la dosarele noastre. A declanșat o campanie de manipulare menită a crea panică în rândul populației, pe care a anunțat că urmează să apară tot felul de grupări anarhiste în timpul summitului NATO, grupări care se vor manifesta violent, vor sparge vitrine, vor da foc, mă rog, tot felul de acțiuni violente în oraș. A fost lansat site-ul Contradoxa cu scopul de a informa asupra activităților anti-NATO ce se vor petrece în România pe durata summitului propriu-zis. La începutul anului 2008 a fost publicat un ghid pentru cei care doresc să vină la summitul NATO, fiind urmat de o dezinformare din partea mass mediei și o urmărire mai amplă din partea poliției. Poliția a început să frecventeze mediile noastre, să ne interogheze prietenii, cunoștințele, vecinii și locurile de muncă. Am vorbit cu directorul de la Flaros și i-am explicat ce vrem să facem, că vrem să organizăm acolo un concert și diverse evenimente culturale. El a zis, da, ok, nicio problemă, nu mă interesează ce faceți atâta timp cât îmi dați banii. S-a plătit pentru închirierea halei 28 de milioane. Am trecut granița pe la Calafat, venind din Bulgaria într-un tur informativ. Doi dintre noi am trecut granița pe jos, ne mai având loc în mașină, iar restul de 6, 2 mașini, urmau să treacă granița cu mașinile. Dar au fost reținuți în jur de 15 ore și până la urmă nu li s-a permis trecerea în țară. Am primit o știre cum că la Vama Calafat mai mulți cetățeni germani nu au fost lăsați să intre în România.
Imediat am redactat o scrisoare deschisă către Poliția de Frontieră, cerându-le să facă publice motivele pentru care au comis acest abuz. Răspunsul pe care ni l-au trimis pe 21 martie a fost acela că cei 6 cetățeni germani au fost lăsați să intre pentru că aveau asupra lor materiale menite a pune în pericol siguranța națională a României. Și erau și detaliate acele materiale, CD-uri, insigne, afișe, pliante, care conțineau mesaje anti-NATO și anarhiste. Evident, nu există nicio lege în România care să interzică astfel de mesaje. Când prietenii din Germania au încercat să intre a doua oară în România, am fost cu încă 3 prieteni din București, ne-am dus până în Bulgaria, în Ruse, unde ei organizaseră no border camp-ul spontan chiar la granița cu România. Am fost, am stat de vorbă cu ei și când ne-am întors am fost opriți la graniță, am fost percheziționați peste tot. Eu aveam în rucsac 5 CD-uri cu muzică care mi-au fost luate pentru verificare, să vadă dacă pe CD-uri este într-adevăr muzică. Și am așteptat o oră jumate, după care, într-un final, ne-au dus CD-urile înapoi și ne-au lăsat să plecăm. După din Texas de Harper, Diane a fost oprită la granița CNA. Vanul în care erau a fost cercetat și au fost găsite tricouri și insigne ale trupei și CD-uri care aveau diverse tipuri politice. Nu au fost lăsați să intre în România, cu toate că aveau un concert în București pe 29 martie, iar următorul era la Sofia pe 30. Mă îndreptam cu o prietenă din Râmnicu cu Vâlcea și încă 3 prieteni din Iași care veniseră în București. Și am fost la 200-300 de metri de hală, am fost opris de polițiști, ne-au verificat prin stație, la care ne-au spus că trebuie să ne însoțim la secția de poliție numărul 11. Acolo au încercat să ne amprenteze, să ne fotografieze, noi am refuzat acest lucru. Am fost amenințați că ne țin 24 ore dacă nu acceptăm să fim amprentați și fotografiați. Și după 2-3 ore ne-au dat drumul, dar doar când erau niște persoane de la un ziar pe drum spre secția de poliție, pentru că am dat telefoane la un avocat, la presă. Am ieșit cu 2 prieteni să cumpărăm ceva de la un chioș. Prima oară am fost opris de poliție și doar să mi se verifice actele. Mi s-a dat drumul. Am mers, am cumpărat ce aveam de cumpărat de la chioș, iar la întoarcerea spre hală am fost opriți de o dubă de jandarmerie. Ne-au verificat prin stație, ne-au percheziționat, au venit un echipaj de poliție care ne-a luat și ne-a dus la secția 14. Acolo ne-au percheziționat iarăși. În portofelul unui prieten a fost găsit un fluturaș anti-NATO din Macedonia și ei insistau foarte tare ce scrie. Prietenul respectiv le-a explicat că nu știe ce scrie pe fluturașul ăla, dar că l-are din Macedonia, la care ei nu, tot insistau, nu că ne minți, dă declarații ce este cu ăsta. Se comportau de parcă ar fi fost o bombă, nu știu. După ce am refuzat să fim amprentați, fotografiați și să dăm declarații ce făceam cu fluturașul respectiv, ne-au luat, ok, vă facem dosar penal pentru port de armă albă, pentru și eu și prietenul respectiv aveam același tip de briceag, ne-au dat drumul pe la vreo 7:30 dimineața, fiind reținuți pe la ora 12. După ce am fost reținuți, timp de 4-5 zile cu toată durata summitului, am fost urmărit îndeaproape de poliție, având în spatele blocului unde stăteam o mașină de poliție și în fața blocului 2 sau 3 polițiști în civil care întotdeauna, deși am din bloc, mă urmăreau.
fost reținut de poliție în timp ce eram în oraș, eram cu bagajul. Motivul reținerii a fost comportament suspect. La cererea mea de a fi explicat ce înseamnă caracter suspect, nu a putut să-mi dea niciun răspuns. Oricum, m-au perchiziționat public, în plină stradă. După asta am fost luat la secția de poliție, secția numărul 12, în care am aflat că la aceeași secție au mai fost aduși încă cel puțin 6 turiști, toți străini, care aveau avut nenoroc să află ziua aceea în București, în zone nepotrivite, genul tineri 18-20 de ani, care n-aveau idei de summit. Împreună cu formația critică radicală am pornit spre București. Pe drum am fost oprit de 13 ori de poliție, noi fiind într-o dubă portocalie cu grafiti pe ea, ușor de recunoscut. De fiecare dată ne-au fost cerute toate actele la control, inclusiv a pasagerilor, uneori fiind verificate chiar și bagajele. Pe toată această durată, de fiecare dată un Audi negru se oprea și vorbea cu polițiștii. Împreună cu trei prieteni am plecat cu o mașină spre hală. Pe drum am fost urmăriți de 5-6 mașini de poliție. La poarta fabricii mi s-a interzis accesul. La un moment dat a venit și directorul fabricii, care nu a dat niciun motiv pentru care nu putem să intrăm, dar a avut un comportament agresiv. Pe la ora 11 dimineața ne-a sunat un prieten din spațiu și ne-a zis să venim repede cu contractul care era la noi, pentru că sunt probleme cu autoritățile și să-l aducem să verifice dacă totul e în regulă. Și am luat un taxi repede și când am ajuns la spațiu nu se putea intra înăuntru. Eu am ieșit afară să iau contractul de închiriere, după care nu mi s-a mai dat voie înăuntru, ceea ce mi se pare cel puțin ciudat, că practic eu închirind acel spațiu, am tot dreptul să intru. În jurul orei prânzului am fost din nou sunat din interiorul halei. Amica mea din hală avea o voce foarte extrem de speriată, spunându-ne că au fost sechestrați, că nu se mai dă voie să intre sau să iasă și că au nevoie de ajutorul nostru. În momentul ăla am sunat presa, mi-au sunat colegii, am sunat mai mulți ziariști în care aveam încredere și am încercat să dăm de cât mai mulți avocați care să ne ajute să intervenim. Au apărut așa în fugă, se vedea de la distanță vreo 20-30 de mascați care au năvălit pe ușa fabricii cu pumnii și cu picioarele dând în ușă. Pe la vreo 12:30 am fost anunțată la telefon că vin mascații peste noi. Ușa era închisă de la spațiu, eram în apropierea ușii când am văzut că ei încearcă să o forțeze. Am încercat să țip, să întreb ce se întâmplă, dar mi-am dat seama că vor sparge ușa și am fugit în mijlocul încăperii unde era cam toată lumea. Dintr-o dată cineva a stricat că vin mascații. Ne-am gândit să ne îngrămădim, așa, să ne adunăm toți într-un loc. Ăștia au spart deja ușa, au intrat peste noi foarte brutal, au început să ne lovească, pe fiecare stricau să ne punem la pământ. Eu am fost lovită în spatele genunchiului cu un baston. Am simțit o durere foarte mare, aveam impresia că am piciorul rupt. Mi-am dat seama mai târziu că nu l-am rupt, dar nu puteam să mă mișc absolut deloc. Am început să ne bată în dorința lor de a ne culca la pământ. Aceasta în același timp în care se aplica gazul asupra noastră. Până la urmă am fost puși la pământ, am fost încătușați și am început să ne bată. Toată bătaia a continuat undeva în jur de o oră. Fețele, nu putem să văd fețele, puteam să presupun că în jurul meu era un grup de 5-6 jandarmi care pe rând îmi aplicau lovituri cu toate obiectele și toate părțile corpului pe care le aveau la dispoziție, genul bastoane, căști, pumni, genunchi, coate, inclusiv și gaz direct în față. Toată această intervenție a fost urmată
inclusiv erau pățiștii civili, care nu au oprit aceste acțiuni violente. Când au vrut să mă ridice pe mine, am spus că nu pot ridica, că am piciorul rupt. Ei nu m-au crezut, au tot insistat, ne-am spus că o să mă arunce pe scări, că nu am niciun picior rupt, ne-am spus că nu pot deloc să mă mișc. M-au luat pe sus, apoi cineva a spus că să mă lasă jos că-i vin și m-au pus din nou în picior și am picat. Afară m-au pus jos pe aproape lângă o baltă. Au început să mi-au dat jos căciula, au început să mă tragă de păr, mi-au băgat o cameră în față să mă filmeze. Când au auzit niște polițiști în civil că am piciorul rupt, au propus să mă lase acolo, să nu mă ia cu ei, nu știau ce să facă exact cu mine. Unul dintre ei a venit să verifice, m-a lovit cu bocancul în piciorul meu. După, iarăși, eram bătuți aleatoriu pentru orice gen, pentru orice mișcare sau sunet scos. Au fost amenințați că vom fi gazați dacă nu tăcem. Au fost amenințați cu armă. La secție poliției ne-au fost scoase cărtușele. Bine, în cazul meu, mi s-au pus două rânduri de cătușe, una de plastic și una de metal. Cătușele de metal, aparent, ei pierdut schedra de la cătușele date și nu puteau să mi le deschidă. Cătușele erau de un sistem special, care în cazul în care încercai să le miști mâinile, le strângeau și mai tare. După două sau trei ore, presupun că mi s-au umflat mâinile și nu mai puteam să simt degetele. Până și acum sunt amorțele câteodată la deștere din cauza chestii astea. Până la urmă, am reușit să mă eliberez de cătușe. Practic, stăindu-le. La cererea noastră de a ne spune motivul rețineri noastră, ei polițiști spuneau faptul că directorul fabricii a fost bătut și că ei așteaptă să vină director pentru a fi el a recunoaște persoana care l-a atacat. Directorul a ajuns în jurul orilor 6, toată procedura de identificare a durat 5 minute, genul directorul a intrat fără a privi atent sau în mod special la cineva și a spus că ok, niciunul din noi, eram 6 băieți. Fetele au fost eliberate din câteva ori mai înainte. Nu mi s-a acordat asistență medicală. Doctorul, ambulanța, ajungând abia undeva cu 10 minute înainte de a fi eliberat. Am ajuns la poliție, unde de-abia acolo mi s-au desfăcut cătușele de la mâini. Apoi au trimis două tipe care au început să mă perchestioneze, prima dată m-au dezbrăcat și apoi m-au perchestionat peste tot, inclusiv în păr. Am cerut să fie chemată salvarea, că vreau să merg la spital. Cineva a venit și a spus că a venit salvarea, dar eu nu am fost lăsată să plec, m-am plecat imediat. A venit meu și a spus că până nu dau o declarație, eu nu o să plec. După ce am dat declarație, m-au abuzat, m-au apertat și apoi am mers la spitalul Patelimon. Când am ajuns la spațiul din timpuri noi, au început să iasă dubele jandarmeriei. Cineva a aflat la ce secție urma o parte dintre cei reținuți să fie duși. Și atunci am hotărât să mergem împreună să pichetăm secția. Am ajuns la prima secție, știu că eram în jur de 40-50 de persoane. Între timp am aflat că o persoană dintre cele reținute la spațiu se află la o altă secție de poliție, că a fost bătută, că n-a primit îngrijiri medicale. Am hotărât să mergem și la secția aceea, să pichetăm secția. Într-un târziu au început să apară o parte dintre cei reținuți. După care am aflat că mai sunt persoane reținute și am hotărât să mergem și la cea de-a treia secție unde aceste persoane erau reținute. Grupul deja era mai mare, cred că eram în jur de 100 de persoane care au pichetat secția. Am stat până la miezul nopții, când ultima persoană a fost eliberată.
Împreună am pornit către spațiu din timpuri noi, bineînțeles însoțiți de poliție. După ce polițiștii în civil de la secția 10 m-au luat și m-au dus la hală, acolo ei mi-au luat contractul de chirie și buletinul. Pe data de 3, când am fost la secția de poliție, mi s-a propus de către un domn bine îmbrăcat în civil să fiu informator pentru poliție, să trec o dată pe săptămână, să stăm de vorbă despre ce se mai întâmplă în cercurile astea. Am refuzat, el mi-a zis, hai, nu fi prost, că o să fie bine pentru tine, o să vezi că o să ai de câștigat. Mi-am refuzat, am luat buletinul și contract de chirie și am plecat. Am fost la Institutul de Medicină Legală pentru a certifica toate urmele bătăilor de pe corpurile noastre. Am fost undeva 5 persoane. Toată acțiunea, tot drumul până la mine a fost însucită de un marș organizat de ceilalți colegi care practic era o acțiune de protest neautorizată. Purtătorul de cuvânt al poliției sau jandarmeriei a spus că toți cei care au fost la marș sunt amendați automat deoarece au făcut o acțiune de protest neautorizată, că au trebuit peste câteva minute să-și retragă afirmația înapoi și să spună că nu se vor aplica niciun fel de penalități. Am mers la Institutul de Medicină Legală. De aici am mai primit o trimitere pentru tratament la Spitalul Floreasca, la Spitalul Pantelimon și Institutul de Medicină Legală. Doctorii s-au comportat frumos cu noi, chiar erau solidari. Spre deosebire de Spitalul Floreasca, unde s-au comportat urât cu noi, lăsând una impresia că noi am fost vinovați pentru ce s-a întâmplat. Și aici am primit tratament ceva unguent, antiinflamator pentru mușchi și pastile. În jur de 500 de mii m-a costat tratamentul. Asta a fost tratamentul de atunci, că după ce am venit acasă, a trebuit să mai fac fizioterapie. Nu o să mai pot fugi niciodată, nu am stabilitate pe un singur picior. Mai mulți ziariști m-au informat cum că umblă zvonul că poliția vrea să mă acuze pe mine că eu l-aș fi bătut pe directorul acelei societății care a închiriat hală. Am crezut că e o glumă. Din păcate, seara, când m-am uitat la buletinele de știri, am văzut că pe două sau trei posturi apar știri în care se confirmă acest zvon. Deci, știrile erau ceva de genul, poliția a identificat pe unul dintre agresorii directorului ca fiind Răzvan Martin de la Agenția de Monitorizare a Presei. Normal că nu mi-a picat bine, am convocat o conferință de presă a doua zi pentru a dezminți informațiile astea. Am amenințat că voi da în judecată poliția pentru ele. Cert e că de atunci nu s-a mai întâmplat nimic, nu s-a depus nicio plângere împotriva mea, n-am fost chemat la poliție pentru declarații, deci eu cred că a fost o simplă intoxicare de presă. Pornind de la felul în care a fost prezentată în mass media legătura dintre protest și violență, ne-am gândit să găsim o modalitate de a protesta care să fie foarte pașnică și care să țină foarte mult de viața cotidiană și de gesturile obișnuite pe care le facem în fiecare zi. Și de aceea am pregătit tricouri și plase cu niște mesaje foarte simple și clare și directe despre legătura dintre război și profit. Tricoul pe care aveam de gând să le purtăm pe stradă, tocmai pentru a testa care sunt limitele libertății de exprimare. Ne-am hotărât să facem acest performance, adică această plimbare între piața Romană și piața Unirii. Pe tot traseul am fost urmărite de către
poliție în civil sau de către colaboratori ai serviciilor secrete, oameni foarte diversi, începând de la tineri care păreau adolescenți până la oameni mai în vârstă. Și atunci aș putea să menționez câteva exemple despre acești urmăritori. O femeie absolut obișnuită care a trecut pe lângă noi scoțând din sacoșa de cumpărături un walkie-talkie. Un alt exemplu ar fi doi polițiști pe lângă care am trecut și pe care am auzit spunând în walkie-talkie sunt trei fete, au trecut pe lângă noi. M-a șocat atmosfera orașului în toată perioada aia, atât în perioada premurgătoare, cât și în perioada summitului. Orașul plin de steaguri, steaguri ale României, steaguri NATO, steaguri ale membrilor NATO și străzile goale, pustite de oameni, pustite de mașini. O niște totală. În orizont se vedea peste toate clădirile Casa Poporului. M-a șocat câtă poliție era în oraș, mii de polițiști la fiecare intersecție, vedeai câte un polițist. Țin minte că pe vremea lui Ceaușescu erau din doi în doi stâlpi, cred că acum erau la fiecare stâlp. Ce m-a scârbit cel mai mult în perioada aia a fost atmosfera din oraș. Toate pregătirile alea și repetiții cu coloane, poate să pune așa în scenă o piesă de teatru. Mi-am adus aminte de ultima vizită a lui Gorbaciov în România, în 87, eram copil și țin minte cum până și la marginea orașului oamenii nu erau lăsați să se apropie de carosabii pentru că urma să treacă coloana cu tovarășul și cu liderul marelui vecin de la răsărit. Nu am trăit sub iluzia democrației de după 89, dar nu mi-am imaginat că lucrurile ar fi rămas așa de neschimbate. În timpul summitului m-am simțit ca practic ca într-un lagăr, ca într-un stat polițienesc, polițiști la fiecare 50 de metri. Mă oprea un polițist, stăteam 10-15 minute să mă verifice, la care după 100 de metri mă oprește alt polițist. Îmi era frică să ies pe stradă. Și după ce s-a terminat totul, m-am simțit așa, super ciudat. Așteptam să vină poliția de undeva, să vină, să apară în spatele meu și să-mi ceară actele sau să mă ridice. Așteptam la graniță fără să știm ce se întâmplă cu prietenii, încercam să ne ascundem de poliție. Singurul lucru pe care îl vedeam erau cele două mașini oprite în graniță și mașinile poliție care se duceau sau plecau de acolo. Mergeam prin oraș și am observat că o mașină mergea foarte încet după noi, se oprea atunci când o făceam și noi. Ne-am decis să mergem pe alei inaccesibile mașinilor și în parcuri. Ne-am plimbat prin zone diferite și mereu vedeam aceeași persoane, ba erau în fața noastră, ba în spatele nostru sau pe partea cealaltă a străzii. Încă de când am plecat de acasă, părea că intrasem într-o lume paralelă. Nu am spus nimănui unde mergem, deși nu plănuiam nimic ilegal. Părea că simpla prezență în București devenea o ilegalitate. Totuși aveam în minte imaginea unor locuri sigure, casa prietenilor unde urma să dormim și spațiul care fusese închiriat. Toate celelalte locuri, gara, străzile, întreg orașul, erau spații de tranzit nesigure. După ziua de doi, totul a devenit nesigur, iar sentimentul că trăiam într-o lume paralelă s-a accentuat. Când au intrat jandarmii peste noi și ne-au pus la pământ, orice noțiune de timp a dispărut pentru mine. Întâi am auzit țipete și lovituri. Am încercat să ne asigurăm cu cei din jur că nimeni nu se află într-o stare prea gravă. Am știut că trebuie să aștept,
doar să aștept să treacă timpul. Întâi am așteptat liniștea. Am încetat să mă gândesc la scenarii potențiale sau să-mi imaginez ce va fi. Pentru prima oară am simțit pe deplin că nu mai contează reacția mea și ce îmi doresc. În momentele alea s-a dus și ultima iluzie. Nu m-a dezamăgit, dar am înțeles clar că atâta timp cât reacția este baza modului de acțiune, controlul va fi mereu în afara mea. După ce ne-au aruncat în dubă și am plecat spre secția de poliție, în stația unui jandarm s-au auzit oameni de afară strigând "Libertate, libertate!" O persoană de lângă mine a strigat și ea "Libertate!" Pentru un moment am uitat de durere, dându-mi seama și bucurându-mă că nu au fost luați toți. Seara după ce au fost eliberați și ultimii oameni, în drum spre hală a căzut chiar în fața noastră un steag NATO. Ne-am bucurat cu toții să-l călcăm în picioare în fața unor polițiști. După ce am fost lăsați liberi de la secția de poliție, am revenit la spațiu. Am început să mă uit după lucrurile personale, mai ales după pașaport. Le-am găsit, toate erau inventariate și puse în cutii de carton. Uitându-mă în jur, nu vedeam decât obiecte răsfirate, ochelari de soare rupți și într-o margine am zărit și ochelarii de vedere ai unui prieten, care erau și ei sparți. Toate erau împrăștiate și cu urme de pantofi pe ele. Când ne-am întors de la secții, la hală, țin minte lucrurile împrăștiate. Mi-au rămas ochii la un castron spart care încă avea mâncare în el. Nu m-am oprit să-l ridic, l-am lăsat să-l vadă și alții și să-l fotografieze. Nu vroiam să mișc nici unele dintre lucruri, să rămână exact cum l-au lăsat cei de la jandarmerie. Nu mâncasem aproape nimic toată ziua, mergând de la o secție de poliție la alta, și când am ajuns în sfârșit la hală, am simțit pentru prima oară în ziua aceea că mi-e foame. Am vrut să mănânc orez din oala care rămăsese acolo de dimineață, dar cineva mi-a spus că a fost stropit cu gaz lacrimogen. M-am gândit mai târziu la oala aceea mare cu smalț ușor sărit, cred că avem și noi una la fel pe acasă, ca la o imagine simbolică pentru felul în care a fost anulată iluzia mea că spațiul privat e un spațiu al siguranței. Am vrut să plec acasă, în aceeași zi sau a doua zi. Moldova mi se părea un loc mult mai sigur, fără NATO, poliție și jandarmii lumii libere și democrate. Vreau să scăp de absurdul situației, un absurd total ca la Kafka. A doua zi după intervenția jandarmeriei în spațiu, îmi amintesc că oamenii vorbeau în șoaptă între ei. Eu vorbeam la rândul meu în șoaptă cu cei pe care îi cunoșteam și în care știam că pot să am încredere. Nu plănuiam ceva, nu aveam secrete de comunicat, dar era singurul fel în care puteam crea un spațiu asupra căruia aveam control. Era modalitatea în care îi evitam pe toți acei necunoscuți, volubili și curioși, care aveau aproape întotdeauna un telefon în mână pregătit să ne înregistreze. Această teamă că ești urmărit și că ceea ce vorbești poate fi ascultat a continuat câteva luni după aceea. Lucrurile pe care vroiam să le păstrăm secrete nu le-am mai spus cu voce tare. Vorbeam între noi în șoaptă, chiar dacă eram singure în cameră. Nenumăratele dovezi ale supravegherii te făceau să suspectezi pe toți cei pe care nu-i cunoșteai dinainte. Mi căutam niște puncte de sprijin în ceilalți, încercând să deslușesc cine e sincer, lucru care l-ar face astfel vulnerabil, dar în același timp devenind cineva pe care eu însă m-aș putea baza și pe care aș avea datoria să-l protejez. Am mers zilnic în spațiu și am petrecut acolo ore după ore, dar nu mi-amintesc să fi avut cu nimeni din cei de acolo o conversație care să depășească câteva fraze. Cu cei pe care îi cunoșteam dinainte, schimbam doar priviri și încercam să vorbim cât mai puțin pentru că aveam sentimentul continuu că tot ce se discută acolo este ascultat. Cu cei pe care nu îi cunoșteam suficient, nu îndrăzneam să pornesc o discuție sau în cazul în care eram abordată, conversația eșua stângaci, pentru că mi-era teamă că orice întrebare pe care aș pune-o ar putea fi interpretată greșit. Lucrurile banale pe care le folosești în mod uzual ca să pornești o discuție, cum te cheamă, din ce oraș ești, care sunt interesele tale, au căpătat în zilele acelea o conotație complet diferită. În spațiu invadat de persoane infiltrate de serviciile secrete,
Una din temerile mele era să nu fiu socotită eu însă o persoană infiltrată. Hala mi-a rămas în minte ca un spațiu suprarealist în care oamenii trec unii pe lângă alții încercând să nu se atingă. După 4 aprilie, m-am reîntors la ceva ce de fapt nu părăsisem, dar pe care nu îl mai recunoșteam. Umblam pe stradă, în soare, în ploaie, printre oameni și totul îmi era străin. Totul îmi era străin. În ultima zi, când am fost să curățăm spațiul, totul era atât de pustiu. Era ca după un război. Eram pe acoperișul fabricii, o liniște totală. În orizont se vedea peste toate clădirile, Casa Poporului. Mi se pare că după Genoa, tot mai mici au fost protestele. Cred că dacă urmărim în anii trecuți cât de mare au fost astea și cu cât tot timpul tot mai mici sunt, observăm că, de fapt, cam fiecare țară a crescut presiunea poliției, s-au făcut tot mai mult, tot mai bine s-au pregătit a stopa chestiile astea și nu, ei au încercat nu în ziua respectivă și au făcut în așa fel încât să le stopeze dinainte, a nu se ajunge la ziua respectivă. Cred că și aia s-a întâmplat acum. Și încă o chestie, că deja se observă și prin alte țări, Franța și asta, deja cam toate chestiile ce vin de partea de stânga, anarhiștilor sau nu neapărat, deja încearcă să le dea o tentă de terorism. Erau obsedați să scrie articole despre anarhiști, adică știu că noi ne-am întors la Timișoara, tu îi dădusei, Măriuca, îi dădusei numărul cuiva de la presă și pe urmă a sunat, cred că a păruse scrisoarea aia deschisă care am publicat-o noi, a apărut în revista 22 și ei au văzut lucrul ăsta și au vrut și ei să o publice sau să, au preluat fragmente. Și titlul era, cum era? Anarhiștii din Timișoara. Denunță supravegherea serviciilor secrete, sau ceva de genul ăsta, cum aș putea să mă uit exact cum era, dar era evident, da. Adică era o scrisoare semnată de noi trei, cu numele noastre, nu era numele nici mei grupări și era scris despre chestia asta, cumva că descoperiserăm că laptopurile noastre au fost, mă rog, sau s-a modificat la ele în timpul unui proiect cultural, adică era cu tot o altă conotație, n-avea nicio legătură cu anarhismul. Și am vorbit la telefon cu tipul ăsta, cu ziaristul, și el a zis, pe cine crezi că va interesa așa ceva, sau cine a citit dacă nu are genul ăsta de titlu. Orice critică a ceea ce s-a întâmplat în București era imediat, trebuia să fie legată de anarhiști, adică nu vroiau să aibă și poziții critice care să vină dintr-o zonă mai neutră. Probabil pentru ei era mai greu de desfințat, că altfel imediat pentru anarhiști pregătiseră imaginile alea violente și pentru alți oameni nu aveau pregătit un contramaterial. Presa are, din păcate, la noi o grămadă și nu numai la noi, peste tot, dar la noi mai ales o grămadă de taburi, subiecte tabu. Pur și simplu nu le discută. Se presupune că e un consens de ăsta la nivel de societate și, dom'le, astea sunt acceptate de toată lumea, nu le mai discutăm. Iar dacă apare vreunul o voce critică, în general se aruncă cu noroi. S-a aruncat acum. În România e așa, e odată lipsă de profesionalism, pentru că ziariștii sunt foarte prost pregătiți. Doi, ai problema ziariștilor care fac jocurile unor servicii. Și după aia ai și problema, cumva, din zona activismului, teama de a comunica cu presa din cauza celor două probleme pe care le-am menționat anterior. Adică ți-e teamă să vorbești cu ei că n-ai încredere în ei. Și aici cred că trebuie găsit o strategie de comunicare să nu te închizi în fața lor automat, că după aia totul pierzi. Și să-ți cauți niște
puncte de încredere în presă, pentru că nu sunt toți, nu pot să-i stigmatizez la rândul tău pe ziarești că sunt toți cretini sau securiști sau mai știu eu ce, și să-i găsești pe aia cu care se poate discuta ca să-ți, nu știu, să-ți faci cunoscute ideile mai bine. Odată ce vrei să comunici cu genul ăsta de presă, pe care tu o condamni, o critici, în primul rând, ai dreptate, ar fi bine dacă s-ar găsi niște jurnaliști mai care își fac măcar treaba, măcar atâta să fie. Facă treaba, dar în același timp, nu au cum să-și facă treaba dacă au niște șefi care au anumite interese. Da, nu tot timpul e așa. Pentru că uite ce s-a întâmplat acum. Sunt foarte puține cazuri în care... Da, dar uite ce s-a întâmplat cu povestea asta. S-a construit în 2-3 luni înainte toată imaginea asta de mă lovim barbarii. În schimb, când s-a întâmplat pe doi intervenția aia, aproape toate relatările au fost ok. Au fost ok pentru că aia a fost realitatea. Păi deci nu mai aveau cum să, nu aveau cum să modifice realitatea ba asta. Da, înainte nu exista nimic. Da, înainte ți-au modificat realitatea. Păi nu, dar înainte nu exista nimic ce putea să modifice. Păi era o realitate în sensul că erai tu, erați voi toți, ca indivizi cu, nu știu, cu niște valori pe care le promovați și în cârca, iar în cârca voastră presa v-a pus niște chestii care nu vă reprezentau, da? Toată imaginea asta de barbar, de violență și așa mai departe. Da, da, atunci înseamnă... Dar nu exista ceva concret. Da. Atunci fiecare ziar avea propria imagine care și-o impunea. Dar nu era unul clar, uite, spațiu X se întâmplă asta și fiind deja toate ziarele, televiziunea etc., nu puteau ca fiecare să aibă o altă versiune. Erau forțați puțin din prezența celorlalți în același loc să fie mai obiectivi. Pe când astfel, făcând ei, nu știu, camera ascunsă la Ateneu sau alte chestii genul, nu era ceva care alt ziar urmărea același subiect și s-ar fi bătut cap în cap. Erau cazuri individuale și puteau impune punctul lor de vedere sau să caute subiectul fierbinte, ghilimele de rigoare. Pe când atunci nu aveau de ales, pur și simplu ăsta era subiectul fierbinte în clipa respectivă, ceilalți știau că tot subiectul ăsta este și nu puteau să-l schimbi toți și în aceeași viziune. Știi ce cred eu că s-a reușit? S-a liniștit lumea într-un fel, adică toată imaginea aia pe care au creat-o, că vin barbarii, vin anarhiștii, mamă, vin distrug, a căzut dintr-o dată, pentru că barbarii și cei care distrug au fost polițiști. Da, dar nu era asta scopul. Nu, adică... stai așa. Și iar faptul că mulți dintre voi au avut posibilitatea să fie văzuți de presă și au, de oameni implicit, de cetățeni, și să vadă că sunteți oameni absolut normali, a deconstruit toată propaganda lor. Da, mie asta mi se pare marele câștig. Dar răspund, dar ești de la minus 1 la 0. O chestie genul da, ăsta. Da, adică dar tu trebuia să știi că ești nu la minus 1, ești la minus 10. Și dacă ai ajuns la 0 prin chestia asta, deja mi se pare un mare câștig. Adică faptul că nu se mai pot... Deci faptul că o păi putea să plec de la 0 să nu fac nimic. Nu, n-ai plecat de la 0. N-ai plecat de la 0, ai plecat de la stigma că ești barbar. Și acum, prin chestia asta, lumea nu... propagandă că vin barbarii nu vor mai putea face. Ultima părere în media a rămas că nu suntem chiar niște barbari, nu am venit să dăm foc la tot ce era acolo, ci am vrut să facem și noi diverse acțiuni. Nu prea interesate ce anume. O trecut pe partea, au venit anarhiștii, la partea cu, ok, săraci copii. Care, într-un fel e bine, într-un fel nu chiar așa de bine. Interpretarea săraci copii este aparținând unor bătrâni care vor să înțeleagă pe limba lor ce s-a întâmplat de fapt. Acum, ce au înțeles alții mai tineri, probabil, a fost faptul că, ok, trebuie să existe libertate de exprimare. Și, practic, ce au fost trezire a fost încercare de a face o libertate de exprimare. Și cred că ar fi, și cred că un rezultat ar este genul că oamenii sunt gata să accepte că, ok, dacă trebuie, este o opinie, trebuie să-i și-a două opinii, chiar dacă opinia e contra și chiar dacă e contra la tot. Era, cred că, foarte puțin vorba despre libertatea de exprimare și era foarte mult vorba că erau niște copii, erau mai mult fete, erau, adică se mergea mult pe o chestie de asta emoțională. Da. Deci asta e problema. Faptul că noi rămânem la stadiul de adolescenți și mass media nu a rectificat deloc chestia asta. Cred că ce s-a întâmplat, mai ales în fazele mai târziu, este că nu s-a schimbat neapărat imaginea care o avea populația despre voi. Cred că s-a schimbat imaginea care o avea populația despre statul român. Deci, cred, asta am văzut în ultimile
zile. Deci foarte multe persoane care au făcut analogia cu ce se întâmplă acum și ce era în perioada Ceaușescu și cât de terorist într-un sens e statul. Dar e cal cu zero până la urmă pentru mine dacă omul stă în bucătărie și zice, băi, ce nasol e sistemul, fiindcă până la urmă nu s-au solidarizat, deci cine a venit afară, deci atunci erau tot de-ai noștri care erau, poate le erau frică lor atunci inițial să vină în spațiu și au venit doar după, dar tot erau persoane care oarecum n-ar fi putut trăi cu ei însuși dacă își v-au văzut anumiți prieteni bătuți și să nu-i vadă acolo da, la secție. Nu. Acum eu nu știu ce ar fi însemnat pentru voi de la început un câștig ce v-ați fi propus și doi, ce înțelegi prin solidarizare? La nivel de idei sau la nivel de persoane? Nu știu că ați pățit ce ați pățit și ne solidarizăm. Pentru că la nivel de idei nici eu nu mă puteam solidariza 100% cu voi și de aici n-am participat în hală de la început la toată povestea. Adică nu... Nu, deci mă refer că chiar atunci când deci a fost o chestie doar că am fost bătut și atunci de aia s-a schimbat imaginea. Nici atunci nu au ieșit oameni, deci n-a existat o revoltă adevărată, adică nu mă refer revoltă, nu s-a revoltat. Nu există solidaritatea față de ideile, libertatea de exprimare, nu neapărat de ideile oamenilor ce au făcut înăuntru, era vorba că ei s-au încălcat cât au intrat. S-au solidarizat, adică simplu fapt că au... Vă aștepta să vină sute de oameni să se solidarizeze sau ceva de genul ăsta. Așa și presa s-a, într-un fel, s-a focusat pe ideea asta cu libertatea de exprimare. Pentru că și oamenii de acolo au vorbit despre chestia asta foarte mult. Au venit da, deci cu bilețelele alea, cu da. Articolul din Constituție și presa mai mult a filmat bilețelul decât să vorbească despre libertatea de exprimare. Ba da, am vorbit. Deci am vorbit și pe mine m-au chemat a doua zi să vorbim exact despre chestia asta, despre libertatea de exprimare, că ăsta era subiectul. Cu toate că n-aș zice că acum suntem într-un stadiu mai bun legat de libertatea de exprimare. A, nu. Singurul lucru care s-a schimbat de atunci față de acum e că ei vor fi mai tactici, nu o să fie așa de impulsivi și noi am așa cât lipsa m-am dus noi de tactică. Pentru că am fost clar nepregătiți în anumite lucruri, când chestia asta, dacă am avut o leacă de tactică, ar fi fost cu totul altceva. Dacă vorbim despre eșecuri și succese, ar fi pe două planuri. Adică unul este cel intențional, deci ați vrut să faceți ceva, să comunicați împotrivirea NATO și să faceți alți oameni mai conștienți de asta în spațiu public, deci asta a fost un scop și la nivelul ăsta puteți să spuneți, ok, asta n-am făcut-o. Și dacă este un succes chiar ori la nivelul ăsta de ridicare de la minus 10 la 0, ăla a fost într-un sens o coincidență. Că dacă n-ar fi intrat poliția peste voi... Transmiteți mesajul. Dacă vorbești de un succes sau de o... Eșec. Sau de un eșec, automat vorbești de o chestie pe care ți-ai propus-o. Nu poți să ai un succes la o coincidență. Ba, poți. Dar nu era ceva spus, mie asta nu mi-e clar până la urmă. Să avem un spațiu critic NATO. Asta s-a zis în continuu. Întotdeauna am accentuat pe faptul că nu vor fi proteste sau nu s-au pregătit proteste. Dacă lumea va decide că dorește să iasă în stradă, ok, asta a decis lumea. Urmau să se... hotărască unele lucruri acolo. Lucrurile astea. Spațiul urma să deschidă cu câteva zile înainte. A fost distrus totul când au fost opriți oamenii la graniță. Da, deci asta este lipsă de... Păi și ce depinde? Ați de oamenii așa? Păi deci asta e lipsă de pregătire. Ideile nu le aveți la voi? Da, e un eșec strategic să te pregătești să ai atât de mare bază pe un anumit grup de persoane. Să te bazezi atât de mult doar pe o singură celulă dintr-o rețea. Nu e strategie. Asta, clar. Asta a fost prima Deci asta a fost prima noastră greșeală. Dar în rest, după ce s-a ajuns la punctul ăla, deci dacă noi și nu am avut pregătit dinainte, în perioada aia a fost extrem de dificil să mai faci ceva nou. Cred că, într-un fel sau altul, n-a fost foarte limpede ce-i spațiul ăla. Și poate că aici a fost, de fapt, o problemă. Impresia mea era că din Germania au înțeles spațiul dat ca un spațiu de convergență, știi, în care vin planifică prin acțiuni, nu ca un spațiu critic.
Aș zice că majoritatea persoanelor din afară au venit cu ideea că ăsta e un spațiu de convergență pe care l-au definit ei, deci asta prin vina lor, nu din cauza că am definit noi așa, exact cum ar fi fost definit în Genoa, spațiu de convergență. Deci ei au venit cu ideile lor preconcepute și nu erau dispuși să asculte la anumite chestii deloc. Deci ca să ai un spațiu liber în care lumea decide împreună, înseamnă că fiecare, deci în afară de a-și asuma o răspundere egală, este dispus să discute și să-și schimbe părerea. Dacă tu vii de acasă deja cu planul făcut și alții doresc să facă planul împreună, evident, conflict de interese. Din punct de vedere cu care consider spațiul un spațiu de convergență, prezența presii e nepermisă. Acum alții care consideră că este un spațiu deschis pentru presă și oameni, normal că o să creadă că presa aia e acceptabilă să fie, știi? Dar inițial nu s-a dorit prezența presă acolo. Nu. Dacă s-ar fi produs workshop-urile alea și proiecțiile și așa mai departe și nu ați fi acceptat presa, atunci cui transmiteați mesajul? Tot celor care veneau, oricum credeau în mesajul ăla, că cine venea acolo la spațiu critic NATO, clar, era anti-NATO. Deci vă convingeați unii pe alții de același lucru. Pentru mine public nu înseamnă neapărat public. Înseamnă public, spre exemplu, de persoane care deja ai discutat, nu ai discutat cu ei și zici, uite, o să fie spațiul ăsta critic, haide! Ideea, spre exemplu, nu era doar să ne comunicăm ideile, dar să-ți dezvolți ideile, care nu neapărat le faci în prezența celor care trebuie să-i convingi. Îi faci în prezența celor cu care ești de acord deja și discuți în extra ca să-ți poți să ajungi la următoarea treaptă. Mie mi se pare că toată scena activistă din România este un cerc închis, care nu vrea să, care face tot ce poate să nu comunice cu exteriorul, tratându-i pe ceilalți din exterior, și nu mă refer la presă, ca pe niște neinițiați, bătuți în cap, la care, pe care foarte greu îi poți convinge? Nu avem cerc închis, că nu avem cerc. Există niște persoane, există câteva grupulețe, mai multe sau mai puține, relativ vag. Acum, ideea, măcar a mea personală, ar fi fost că, în afară de grupulețele alea vagi, să lărgim un picuț, știi? Adică dacă ești de la 20 de persoane, să treci la 30 de persoane. Păi, știu. Da, adică... Deci asta era visul și dacă ți s-a tăiat gâtul la spațiu, nici măcar acei 10, știi? N-au... Eu mă gândeam ca să-i câștigi pe aia 10, să-i ce întrebă să aduci 20. Cum plănuiești să-i aduci pe aia 20? Eu cred că ar fi venit lume și dacă nu ar fi fost atât de mult mediatizat. Interese sunt, da. Au fost și presiunea poliției prea mare și a fost băgată frică. Poliția în continuare. Deci toată lumea care a fost la București, la cei care au mers totuși presiunea, o fac în continuare. Deci nu a făcut presiune doar pentru că e NATO, nu. În continuare, cei care au o vârstă mai mică, sunt vizitați foarte des de poliție, sunt opriți tot timpul pe stradă, sunt controlați. E pur și simplu tactică ca să te pună ăla, să papuci și să știi, că vezi că noi te urmărim. După summit-ul NATO, cum mă raportez eu personal la chestia asta, e că mi-am pierdut un fel de sentiment de confort, că eu, mă rog, fac ceea ce fac e foarte public, poziția mea e că sunt artistă și care face o artă critică, și care nu aș putea niciun fel să fiu atinsă, cum să se socotească că ce fac eu e periculos sau să, mă rog, iregal. Și cumva inocența asta am pierdut-o după ce am văzut că s-a întâmplat acolo. Adică, într-un fel sau altul, nu m-aș mai putea vreodată simți confortabil că trăiesc într-o societate democratică în care, ok, am dreptul să spun ce vreau prin profesia mea. Tocmai faptul că ne ocupăm de artă, care, ok, avem opinii critice, încercăm să facem ceva împreună și cu alți oameni sau să discutăm problemele astea, să le facem cât mai publice. Normal că oamenii cu care intri în contact, întotdeauna când apar oameni noi, te bucuri și zici că, uite, altă persoană cu care poți să discuți. Devin suspicioasă față de oameni gândindu-mă că ar putea să fie un posibil securist sau securistă sau cineva care încearcă nu să dialogueze cu mine sau să discute, ci să mă urmărească. Mi se pare că, da, n-am cum să nu mai întreb chestia asta.